De câteva zile, locuitorii din comuna Ciurea se plâng că apa de la robinet are un puternic miros de clor și nu se poate consuma. În plus, oamenii au menționat pe rețelele de socializare că li s-au decolorat rufele mașinile de spălat. Unii chiar au suferit tulburări gastrointestinale. Apa Vitală a recunoscut depășirea limitei de clor după blocarea unui regulator dintr-un rezervor. De câteva zile, o parte dintre locuitorii comunei și-au dat seama că apa nu mai poate fi consumată, deși au sesizat Apa Vitală și de pe Iași. De-abia ieri s-a intervenit pentru golirea unui rezervor cu probleme. Apa Vitală are preluat în exploatare de la primăria Ciurea sistemul de alimentare cu apă, sistem care este dotat local și cu o stație de dezinfecție a apei potabile cu clor gazos. Analizele chimice care se efectuează periodic asupra apei potabile furnizate în rețea au relevat existența în apa unei cantități mai mari de clor rezidual liber decât limita maximă admisă de legislația privind calitatea apei. Drept urmare, s-a procedat în cursul dimineții de duminică la verificarea fluxului de dezinfecție, constatându-se că la gospodăria de apă Ciurea rezervor 300 de metri cubi, regulatorul instalației de clor gazos era blocat, intervenindu-se imediat asupra... Zona de servită de acest rezervor este satul Curături și partea aflată în zona mai înaltă a localității Ciurea. Apa Vitală susține că în vederea eliminării oricărui risc au fost efectuate goliri succesive a rețelei de distribuire a apei prin intermediul hidranților stradali, efectuându-se astfel o spălare a conductelor, cât și o reîmprospătare a apelor în rezervor, cât și în rețea cu volume de apă noi. Operatorul susține că acum nu mai sunt probleme cu apa potabilă din comuna Ciurea. Concomitent au fost înștiințați consumatorii printr-un comunicat public. Menționăm pe această cale că în prezent nu există niciun risc privind consumul apei în zona Ciurea, iar depășirea cantității de clor gazos nu a pus niciun moment în pericol sănătatea consumatorilor, depășirea acestui parametru fiind minoră. Pentru situațiile în care consumatorii resimt un miros puternic de clor în rețeaua publică, se recomandă anunțarea operatorului, iar apa să fie lăsată o perioadă într-un recipient deschis pentru eliminarea clorului. Deși locuitorii susțin că au sesizat Direcția de Sănătate Publică, astăzi ni s-a comunicat că nu există plângeri pentru zona Ciurea. Cu toate acestea, mai multe persoane au acuzat tulburări gastrointestinale în ultimele zile. De la clor în exces s-au întâmplat acele iritații la nivel conjunctival. Se poate întâmpla să apară gastroenterita, durerile gastrice, tulburările de tranzit și nu odată, mai ales cei mici au refuzat consumul apei din cauza gustului și mirosului neplăcut. În plus, există riscul acestor fenomene alergice, uneori severe, urcând la declanșarea unor crize de azi broșii. Pe grupul de Facebook Ciurea Tan, consumatorii se întreabă cine va plăti pentru golirea de apă a instalațiilor după contaminarea cu clor și dacă li se va factura consumul după acest incident.